Ieri a fost ziua de naștere a lui Jador, însă în acest an, faimosul de la Survivor România nu a avut posibilitatea de a vedea urările din partea celor dragi. Cine i-a scris un mesaj special? Dacă în alți ani obișnuia să-i aibă pe toți cei dragi alături de ziua lui, acum Jador a avut parte de o aniversare atipică, având în vedere că se află în continuare în Republica Dominicană. Chiar dacă nu poate citi mesajele, un prieten apropiat a ținut să-i facă o urare frumoasă concurentului de la Survivor România. Jador a împlinit 26 de ani, iar de această dată fostul concurent de la Puterea Dragostei îi va avea alături doar pe colegii săi din echipa faimoșilor. Cu toate acestea, cel mai bun prieten al lui Jador, Bogdan Mocanu, a considerat că nu poate să treacă ziua de naștere a bunului său prieten fără să-i transmită public o urare. Astfel, în stilul său caracteristic, Bogdan Mocanu a postat un video cu Jador, iar în dreptul imaginilor a scris un mesaj pentru concurentul de la Survivor România. La mulți ani, sălbaticule, mi-e dor de tine și de retardul tău mental. Mâine o să-ți scriu ceva mai frumos, dar deocamdată rămâi cu video cringe, i-a scris Bogdan Mocanu lui Jador. Bogdan Mocanu a făcut postarea pe Instagram în miez de noapte, prietenul lui Jador menționând că urmează să mai facă și alte postări referitoare la ziua de naștere a faimosului. Deși Jador nu poate vedea mesajele în prezent, având în vedere că este concurent la Survivor România și nu are acces la telefonul mobil și la rețelele de socializare, cu siguranță faimosul va fi plăcut impresionat să citească urările venite din partea persoanelor care îl apreciază.